Cine îl de fapt, pe Volodymyr Zelenski? Dezvăluiri despre trupele speciale ale Ucrainei Ce este dozor dincolo de răspunsul curajos obraznic al președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski, care a refuzat, la începutul războiului, oferta Occidentului de a fi extras din Ucraina, spunând că nu are nevoie de un taxi, ci de arme, se află unul dintre cele mai temute grupuri militare de elită. Este vorba despre o unitate de comandă ultrasecretă, care a reușit, până acum, să zdrobească puterea militară a Rusiei. Forța de frontieră de elită, cunoscută sub denumirea de Unitatea Dozor, este formată din cei mai buni soldați ai țării, specializați în misiuni clandestine. Unitatea clandestină este o echipă formidabilă, formată prin recrutarea celor mai talentați bărbați din serviciul lor militarizat de grăniceri de stat plus civili care sunt nevoiți să treacă teste obositoare și apoi urmează un antrenament special. Unitatea Dozor, numită oficial al 10 glea detașament mobil de frontieră, patrulează granițele extinse ale Ucrainei, în timp ce desfășoară operațiuni secrete, potrivit Dăsân. Siguranța președintelui Zelenski este responsabilitatea lor numărul 1 atunci când acesta pleacă în călătorii afară din Kiev din cauza temerilor că liderului ucrainean i s-ar fi lipit o țintă pe spate din partea Kremlinului. Echipa de elită primește sarcini cu miză mare de la Serviciul de Frontieră de Stat, care necesită de obicei un răspuns armat nemilos. Trupele Dozor au jucat un rol esențial în blocarea înaintării trupelor Rusiei, dar au refuzat gloria publică pentru aceste fapte de arme, preferând discreția. Însă acum au apărut online filmările bomba ale echipei de comando, oferind indicii despre eforturile acestor militari de opri invazia decisă de Vladimir Putin.